Bună seara, bună ziua sau bună dimineața, dragi români de pretutindeni, fie că vă aflați în țara sau în străinătățuri, vă salutăm în continuare cu stimă și respect. Astăzi vreau să îmi pun și eu o întrebare și să vă pun și vouă, pentru că s-a vorbit foarte mult despre statutul de colonie al României. Și vreau să vă împărtășesc câteva reflecții. Dar mai întâi să ne întrebăm ce este o colonie. V-ați pus vreodată întrebarea? Noi românii ne plângem sau ne lăudăm că trăim într-o colonie. Mai degrabă ne lăudăm decât ne plângem, întrucât ceea ce ne doare ne și place. Ne complacem în ideea de a fi stăpâniți. Știți că această țară pe care o considerăm a noastră are un singur cel mai mare oraș, capitala țării. Celelalte sunt mai mici, cu mai puțin locuitori, bineînțeles. Aproape că am spune, e un sistem piramidal. Nu? Sau un sistem centralizat. Arată ca o celulă cu un singur nucleu. România astăzi este o țară globalistă, care aparent trăiește, pare un organism de sine stătător, în viață, dar nu. Este menținută de aparate. Ca să trăiești într-o asemenea țară unde lucrurile nu mirosa bine, vorbeam despre laude, e mai dificil decât am trăit printre flăcări. Adică trăim printre fumuri, care fascinează, hipnotizează, umple capul cu bule de săpun, care spală creierul. Printre acestea sunt și gunoaiele ambalate în plastic, deșeul rezultat după urma rafinării petrolului, cu sclipici viu colorate, ca să ia ochii. România de la oraș e total diferită de cea de la țară. De ce? Pentru că, deși civilizația s-a născut la sat, satul nu înseamnă țară, adică rural, provincie, peizan colectiviști, n-ai ca nimeni proștii satului, cum se spunea, după al doilea mare război, ci înseamnă cetate, ziduri ce stau stabilă în fața opresiunii. Ziduri ce stau demne în fața vieții, libertății și naturaleții conștiinței umane, libere, să se manifeste sub ochii ocrotitori și iubitori ai mamei naturii. Ființă primordială, urâtă de moarte de către avortonii materialiști ai zgândăririi aristotelice, a cupei, ce ar trebui să înmagazineze informația universului, denumită creier. Instrumentul acela al minții, în acord cu mintea universală, unde cunoașterea este. Civilizația înseamnă curtoazia, diplomația și binețea sibilină de odinioară, cu alte cuvinte, a fi în faptă, în cuget și simțire, ziduri de pace și turnuri de frăție dinpreună. Dacă las pe fratele meu să moară, credeți că eu voi continua să trăiesc bine mersi zeci de ani de acum încolo? Și în pofida cui astăzi, când suntem în prag de colaps mondial? Mai avem 10 de ani de acum încolo? Și dacă da, cum o să arate ei? Se preconizează foamea, setea, ci că cei care își cumpără mâncarea nu au cu ce și nu au timp să-și o producă, să-și o prepare, pentru că sunt ocupați cu munca pentru alții. Și mai bine fac o comandă. Când îți face altul mâncarea, ești sigur că știi ce mănânci? O colonie are doar un singur stăpân. Acest organism viu, pe care încă îl mai numim România, are mulți, căci investitorii nu investesc, ci ne cumpără. Adică ne posed în proprietate. Și numai prădători avizi, lacomi, însetați de avuție și umflați cu bani, ulei și aer,
Energii înmagazinate în detrimentul celor mulți. Și până când? România s-a trezit? Nu. România doarme la data și la ora la care vorbim. E aproape în comă. Și când pisica nu e acasă, șoarecii joacă pe masă, știți bine. Ploua cu sânge afară, iar frații noștri s-au speriat. Au crezut că îi va termina până mâine dimineața. Dar iată că a venit totuși dimineața și s-au trezit vii, din somn. S-au dat jos din pat, au continuat cu treburile lor de zi cu zi, cu muncile lor existențiale ca să aibă ce pune pe masă la copii, au continuat cu nevoile lor și s-au culcat la loc, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Totul a fost pe repede înainte și nu au simțit nimic. Dar alții în întuneric foșneau și s-a simțit mirosul furtului. Căci era acolo unul care veghea în tăcere. România importă gunoaie ca să le ardă, iar garda de mediu este în cârdășie cu ei. Le ies biștari mulți și se simt deja baroni pe colonie. Ei, e doar o mică plantație din cadrul moșiei unuia de mai sus. Dar deja se simt jupâni pe feudă. E ca și cum s-ar simți buricul pământului și pământul s-ar învârti în jurul lor. Dar se scufundă în abis în această crezare. Nimic bun nu iese din aceasta. Nu construiește nimic și nu aduce bunăstare și fericire. Se vede. Cuvântul colonie are rădăcina semantică, pardon, cuvântul rădăcină, colon. Stați, nu vă scârbiți, vă rog. E vorba despre intestinul gros, care are rolul de a elimina dejecțiile sau gunoaiele din corp ca să contribuie la menținerea sănătății lui. Vedeți colonia Australia cu închisorile ei de odinioară, unde sfârșeau majoritatea celor mai penali dintre subiecții Imperiului, scursura Imperiului, cum s-ar spune. Colonia astfel este o prelungire a lumii de jos a marilor imperii, iar acum a marilor corporații, a celor care exploatează și iar așa, până când le pleznește burta și trebuie să dea pe la periferie, ce au înghițit în plus. Rezultatul îmbuibării și lăcomiilor este o albie unde își spală ei rufele în familie sau banii în alte cazuri, provocând cazuri de probleme sociale chiar și acolo unde nu existau. Nu are nimic de a face cu noi. De la noi, Imperiul Roman, spre exemplu, a plecat cu tone de aur, grâne și sare, printre altele. Să mai continuăm să spunem și despre Imperiul Sovietic. Întâi își extrag material din colonii și apoi îl aruncă tot aici, sub formă de gunoi. Ce nu mai pot ei îngurgita, aruncă la periferie. Alimentele pe care ni le exportă nouă sunt de cea mai slabă calitate, însă mâncarea de la țară este cea mai sănătoasă. Noi facem mâncare bună. Bucătăria noastră dă viață. Ei, cu a lor, nu. Unde sunt românii? Deocamdată nicăieri. Cei treziți încă mai fluieră să se trezească. Până acum doar unul, doi, mai așteptăm. Dar timpul trece. Vă salut cu stimă și respect.